Avocado News, jurnal pentru copii. Avocado News, jurnalul elevilor de la Școala TV Dicție.ro. Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Începe Avocado News, jurnalul construit de elevii Școlii TV Dicție.ro, special pentru cei mici. Dar pot rămâne și părinții sau bunicii la televizor, nu ne supărăm! Iată principalele titluri. Un pui de panda roșu, o specie pe cale de dispariție, s-a născut în Marea Britanie. Primul satelit creat în Republica Moldova a fost lansat în spațiul cosmic de către astronauții de la Stația Spațială Internațională și au fost propuse noi modele de emoji pentru sezonul 2022-2023. Care sunt acestea, vă spunem imediat în jurnal. Limba română este foarte probabil să fie probă separată cu gramatică la bacalaureat 2027, anunță ministrul Educației Sorin Câmpeanu. Vine cu detalii colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Alexia Buga. Bună ziua, Alexia! Bună ziua, Elisa! Limba română va avea examen separat la bacalaureatul din anul 2027 și va atinge și partea de gramatică, anunța ministrul Educației. Din 13 iulie, de când legea învățământului preuniversitar este în consultare publică, mai multe organizații au solicitat ca limba română să aibă probă scrisă de sine stătătoare la bacalaureat și să nu fie inclusă într-o probă cu mai multe discipline, cum s-a propus inițial. Și Asociația Profesorilor de Limba Română atrăgea atenția recent că includerea limbii române alături de alte discipline într-o singură probă de bacalaureat reduce considerabil importanța formativă a limbii și a literaturii naționale. Rămâne să aflăm care va fi varianta finală, până atunci ne bucurăm de vacanță! Jocul GTA 6 își propune să stabilească noi standarde pentru industria divertismentului. În luna februarie a acestui an, Rockstar Games a recunoscut în mod oficial că lucrează la următorul joc din populara serie Grand Theft Auto, dar ce spun producătorii jocului că urmează să se întâmple, aflăm de la colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, Cezar Câmpureanu. Bună ziua, Cezar! Bună, Elisa! Directorul executiv al producătorului Take-Two, Strauss Zelnick, a declarat: cu următorul joc al seriei GTA, aflat în plin proces de dezvoltare, echipa de la Rockstar Games este hotărâtă să stabilească noi standarde creative pentru serie, pentru industria noastră și pentru tot divertismentul, la fel cum a făcut cu fiecare dintre precedentele sale titluri. Nu este de mirare că Take-Two și Rockstar Games își propun obiective atât de îndrăznețe în ceea ce privește viitorul seriei GTA, având în vedere că GTA 5 a fost deja numit cel mai de succes produs media din toate timpurile. În primăvara acestui an, publisherul a confirmat că GTA 5, joc lansat în 2013, a depășit 165 de milioane de exemplare comercializate la nivel global. Cele mai recente zvonuri neconfirmate de echipa producătoare menționează că din GTA 6 va avea loc într-o versiune fictivă a orașului Miami, Vice City, iar că printre protagoniștii jucabili se va afla și o femeie. Hey, Slick, it's me! I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper. Enjoy the picture, everyone! And some struggle. You said you weren't gonna hit me. We had a deal! We had paperwork! My daddy was not nice to me! Life is just one long mystery. Ooh! Grand Theft Auto 5, coming November 18th on PlayStation 4, rated M for Mature. Oamenii de știință plănuiesc învierea unui animal dispărut din 1936. Tigrul tasmanian ar putea trăi din nou. Cu detalii vine colega mea Irina Cristea. Bună ziua, Irina! Bună ziua, Elisa! La aproape 100 de ani la dispariția sa, tigrul tasmanian ar putea trăi din nou. Oamenii de știință vor să readucă la viață marsupialul carnivor dungat, cunoscut sub numele de Tilacine, care obișnuia să cutreiere tot fișurile australiene. Proiectul va utiliza progresele în domeniul geneticii, al recuperării ADN-ului antic și al reproducerii artificiale pentru a readuce animalul la viață. Tigrii tasmanieni erau mici, dar nu prădători feroce. Apoi au dispărut.
de mărimea unui coyot. Animalele au dispărut în urmă cu aproximativ 2000 de ani, aproape peste tot, cu excepția insulei Australiei în Tasmania. Acum e posibil să îi revedem în viață. Important e să nu ne trezim cu aberații genetice, așa cum am văzut în filmele Jurassic. Primul satelit creat în Republica Moldova, Tumnanosat, a fost lansat în spațiul cosmic de către astronauții de la Stația Spațială Internațională. Lansarea a avut loc în cadrul unui program internațional denumit KiboCube. Știe mai multe despre acest subiect colegul meu de la școala TVDicție.ro, Iadan Liberman. Bună ziua, Iadan! Bună ziua, Elisa! Nanosatelitul Tumnanosat reprezintă un cub cu muchia de 10 cm și masa de 1,150 kg. Acesta va avea misiuni educaționale și de cercetare. Universitatea Tehnică a Moldovei, unde a fost creat satelitul, a fost selectată pentru acest program de către Agenția de Explorare Aerospațială din Japonia și Oficiul Națiunilor Unite pentru Spațiu. SpaceX a lansat o rachetă care transportă 46 de sateliți Starlink. Aceștia se vor așeza pe orbita joasă a Pământului, după cum ne explică colega mea de la școala de predicție Mândră, Runa Răpișcă. Bună ziua, Runa! Bună ziua, Elisa! SpaceX estimează că lansarea unui total de 11.000 de sateliți și punerea lor în funcțiune va costa 10 miliarde de dolari. Din mai 2019, SpaceX a pus pe orbită peste 2500 de sateliți. Rețeaua Starlink este concepută pentru a oferi acces la internet prin intermediul implementării a unui număr mare de sateliți cu o greutate de 260 de kg. YouTube intenționează să lanseze un serviciu de streaming video. Vine cu detalii colega mea de la școala TVDicție.ro, Sara Staicu. Bună ziua, Sara! Bună ziua, Elisa! YouTube planuiește să lanseze practic un magazin online pentru serviciile de streaming video. Walmart a purtat discuții cu companii media despre includerea divertismentului prin streaming în serviciul său de abonament. Lansarea planificată va permite YouTube să se alăture unor companii precum Roku și Apple. Platforma este în lucru de cel puțin 18 luni, au anunțat reprezentanții companiei. Samsung a lansat noua generație de telefoane pliabile, Fold 4 și Flip 4. Ce au ele special, aflăm de la colegul meu de la școala TVDicție.ro, Andy Crăciun. Bună ziua, Andy! Bună ziua, Elisa! Samsung spune că Z Flip 4 poate fi utilizat pentru selfie-uri de calitate direct din ecranul frontal, folosind camera principală și modul Quick Shot îmbunătățit. Z Flip 4 este conceput pentru a funcționa hands-free, pentru ca utilizatorii să poată face mai multe lucruri fără a deplia telefonul. Aceștia pot efectua apeluri, răspunde la mesaje sau debloca mașina, toate din ecranul extern. În ceea ce privește Z Fold 4, Samsung îl descrie ca fiind cel mai puternic smartphone de până acum. Un smartphone gândit pentru multitasking. Nu ne mai rămâne decât să-l încercăm, ca să ne convingem și noi. Numai bine, pe curând! Snapchat lansează o funcție care limitează accesul părinților la conturile copiilor. De ce? Ne spune imediat colega mea de la școala TVDicție.ro, Ana Bobeică. Bună ziua, Ana! Bună ziua, Elisa! Părinții nu vor putea citi conversațiile purtate copiilor, dar vor putea să vadă ce prieteni au și când au vorbit ultima dată cu ei. Ideea este de a reflecta modul în care părinții relaționează cu adolescenții în lumea reală, unde părinții știu de obicei cu cine sunt prieteni adolescenții, dar nu trec cu urechea la conversațiile lor private. Compania a declarat că produsul a fost inspirat de un studiu realizat pe mai mult de 9.000 de adolescenți care stau pe mai multe platforme diferite. Cercetarea a constatat că părinții și adolescenții care purtau discuții regulate despre activitățile online ale copiilor erau mai predispuși să aibă încredere și să împărtășească informații atunci când se confruntau cu riscuri online. Au fost propuse noi modele de emoji pentru sezonul 2022-2023. Sunteți pregătiți pentru ele? Ne lămurește imediat colega mea de la școala TV Dicție.ro, Violeta Ostaciu. Bună ziua, Violeta! Bună ziua, Elisa! Mai multe emoji-uri noi și-ar putea face apariția în următoarele luni pe iOS și pe Android. Printre noile propuneri se află trei culori noi pentru inimă, o meduză, un mărgar sau un elan. Avem un emoji și pentru gestul mai nepoliticos, talk to the hand sau pushing hand, așa cum îl mai denumește Emojipedia. Lista conține nici mai mult, nici mai puțin de 31 de emoji-uri recomandate pentru emoji 15. Destul de puține dacă stăm să ne gândim că anul trecut au fost propuse 112 modele.
urmează lansarea primului model electric. Asta deși inițial fanii nu s-au arătat entuziasmați de mașinile electrice pe motiv că nu s-ar potrivi cu ADN-ul mărcii. Despre primul Ferrari electric ne vorbește în continuare colegul meu de la școala de televiziune Dicție.ro, Luca Burlacu. Bună ziua, Luca! Bună ziua, Elisa! Ferrari a anunțat că noul model electric va fi lansat pe piață în 2025. Producătorul promite că modelele electrice vor păstra aerodinamica, tracțiunea și senzația oferită șoferului, la fel ca orice alt model. Un grup de cercetători chinezi a descoperit recent o nouă specie de orhidee într-un loc populat de exemplare de panda uriaș. Noua specie Gastrocilus vologensis a fost denumită după zona Wolong din Parcul Național pentru Panda Uriaș. Ne spune mai multe despre acest subiect colega mea de la școala TV Dicție.ro, Natalia Casapu. Bună ziua, Natalia! Bună ziua, Elisa! Orhideea a fost descoperită în acest parc în noiembrie 2020 după o analiză atentă făcută de oameni de știință și de angajați ai rezervației naturale. Cercetătorii au stabilit că este vorba despre o nouă specie de orhidee. Descoperirea a fost publicată recent în jurnalul științific Ecosystem Health and Sustainability. Un pui de panda roșu, o specie pe cale de dispariție, s-a născut în Marea Britanie. Momentul a fost considerat drept un simbol al speranței. Ne spune mai multe colega mea de la școala TV Dicție.ro, Ana Țânțarcu. Bună ziua, Ana! Bună ziua, Elisa! Puiul numit Little Red s-a născut în parcul natural Paradise din Hertfordshire. Interesul față de panda roșu a crescut anul acesta odată cu lansarea filmului Turning Red de la Disney Pixar. În film, Mei Le, o elevă de 13 ani, se transformă într-un panda roșu uriaș atunci când trăiește orice emoție puternică. În viața de zi cu zi, panda roșii sunt considerați drept specii pe cale de dispariție. Doar 2500 de exemplare mai trăiesc în sălbăticie. Așa că ne bucurăm și noi să-i spunem bun venit pe lume micuțului panda roșu. Disney a prezentat primul trailer pentru serialul I Am Groot. Serialul este deja disponibil pe Disney Plus de luna asta. Ne spun mai multe colega mea de la școala TV Dicție.ro, Maria Floria. Bună ziua, Maria! Bună ziua, Elisa! Trailerul are doar un minut și îl prezintă pe Baby Groot în diverse ipostaze, însă nu oferă prea multe detalii despre povestea serialului. De asemenea, nici simpaticul copăcel vorbitor nu ne spune prea multe, în afară de clasicul I Am Groot. Miniseria are doar 5 episoade animate, iar fiecare dintre ele ne va prezenta câte o perioadă a copilăriei lui Groot.
îl putem vedea în acțiune în timp ce se luptă cu o mini-armată de extraterestri, pentru ca apoi să devină salvatorul lor după ce le oferă o sursă de hrană mai neobișnuită. Apoi, Groot explorează o navă spațială uriașă, dansează cu o clonă din gelatină și probează haine realizate din mușchi. Serialul poate fi văzut pe Disney+. Iată cum arată și trailerul. De gramatică. La capitolul Cum vorbim corect, astăzi ne concentrăm pe verbul a face. Nu fă sau nu face? Cum e corect? Știe colega mea de la școala TV Dicție.ro, Daria Firică. Bună ziua, Daria! Bună ziua, Elisa! La imperativ negativ este corect să spunem nu face un astfel de lucru. Este greșit să spunem nu fă un astfel de lucru. Explicația este simplă. În unele cazuri, imperativul negativ se construiește cu infinitivul verbului, adică așa cum îl găsim noi în dicționar. Este valabil și pentru vorbe ca a zice, unde corect este nu zice, față de nu zi. A aduce, unde corect este nu aduce, față de nu adu. Atât pentru astăzi și nu uitați, dacă vă doriți o comunicare corectă și îngrijită în limba română, încercați să țineți cont de sfaturile mele. Vă recomand să lecturați și cartea 613 greșeli gramaticale în limba română de Carmen Ivanov. Urmează Bucultura. Dacă tot e vacanță, hai să ne relaxăm și citind. Colega mea de la școala TV Dicție.ro, Nina Spătaru, vine imediat cu o recomandare. Bună ziua, Nina! Astăzi discutăm despre cartea Adevărul despre marțieni, scrisă de Melissa Savage. Este o poveste care amintește de superproducția cinematografică E.T., scrie Booklist. O poveste care pune preț pe curiozitate, prietenie și sprijinul oferit de comunitate și care deschide calea unei discuții despre felul în care înțelegem universul. Sper că v-am stârnit curiozitatea, așa că vă urez por la citit. Și nu uitați, această carte se găsește în librării și la biblioteci. Sport la Avocado News. După atât a citit, merităm o pauză. Și nu orice pauză, ci una sportivă. Deci nu plecați din fața micilor ecrane. Urmează știrile sportive aduse de colega mea de la școala TV Dicție.ro, Alexandra Mincu. Pentru că, nu uitați, o minte sănătoasă va fi mai sănătoasă într-un corp sănătos. Bună ziua, Alexandra! Bună ziua, Elisa! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Emil Sândoi și Daniel Pancu sunt noi selecționeri ai reprezentativelor Under 21 și Under 20. La campionatul european Under 21, ei vor face echipă pe banca tehnică. Sândoi revine la Naționala de Tineret după o pauză de 9 ani. Campioana Manchester City anunță că a perfectat transferul lui Sergio Gomez pe o perioadă de 4 ani. Apărătorul spaniol în vârstă de 21 de ani se alătură de la Anderlecht. Fundașul stânga Sergio Gomez și-a început cariera ca parte a echipei de tineret a Barcelonei înainte de a părăsi clubul catalan pentru a se alătura echipei Borussia Dortmund la începutul anului 2018. Serena Williams, 40 de ani, a anunțat că e gata să-și încheie cariera sportivă. Sportiva a spus că turneul de la US Open urmează să fie ultimul al carierei. US Open se desfășoară între 29 august și 11 septembrie. Americanca are 73 de turnee câștigate la simplu și 23 la dublu. Este considerată de mulți ca fiind cea mai bună jucătoare de tenis din istorie.
Acum e vremea să aflăm și cum va fi vremea. Colega mea de la școala de televiziune Dicție.ro, Sofia Dumitrache, ne spune ce și cum trebuie să luăm cu noi pentru a ști cum să ne îmbrăcăm în acest weekend. Bună ziua, Sofia! Meteo. Bună ziua, Alexandra! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vremea e ca vremurile, schimbătoare. Atmosfera rămâne însă încinsă, în special în București, unde se anunță o zi cu 36 de grade, ceea ce poate fi sufocant. Ne răcorim cu o limonadă și ne plimbăm prin parc. La munte, vreme perfectă pentru drumeții, cu soare și 25 de grade. Chiar respirabil! Dacă sunteți la mare, savurați o înghețată la malul mării. Soare și acolo și o temperatură de 29 de grade. Oriunde ați fi, bucurați-vă de vacanță! Hai, vă salutăm noi, cei de la Avocado News, și vă așteptăm pe recepție și săptămâna viitoare. O săptămână cu zâmbete să aveți! Și nu uitați că nimeni nu-i perfect. De aceea vă arătăm și câteva imagini din culisele Avocado News. Nu plecați, așadar, de la televizor! Amuzant! Nu plecați de la televizor! Urmează rubrica de bâlbe! Da! Atunci ce să facem? Violeta ești pregătită? Da! Ce scrie la prompt? Bravo! Hai! Ne concentrăm? Da! Bravo! A fost foarte bine! Liniște? N-am zis bine! Ba da, de ce? Nu știu, așa mi se vorbim! A fost foarte bine! Data viitoare să rămâi un pic mai mult în cameră, că ți-au fugit ochii! Numai bine, pe curând! Important e să nu ne întrezim cu aberații genetice, așa cum am văzut în filmele Jurassic. Zic să mai dăm o dată. Bacalaureatul. Bacalaureatul, liniște! Bacalaureatul. Examen. Nu te mai grăbi, nu mai citi atât de repede, citește mai rar. Liniște! Ești concentrată? Da. 3, 2, 1, liniște am zis. A, bună ziua, Elisa! Producătorul permite că modelele electrice vor păstra aerodinamică, tracțiune, ce am zis. Dar n-ai dat mai departe. Ați urmărit Avocado News, jurnal pentru copii. Pe săptămâna viitoare!